Trebuie schimbat aproape din temelii, cred că liceul tot și apoi și facultatea și încolo, pentru că facultatea se construiește pe un liceu, iar dacă liceul e prost făcut, va influența și facultatea să fie prost făcută și de asemenea și gimnaziu are câteva lucruri aiurea, cum ar fi unele materii foarte, foarte nefolositoare care nu te ajută undeva. Nu vreau să dau nume Materii pentru cu că totul sau materii bucăți cu de totul, materii? nu, materii cu totul, nu vreau să dau nume de materii pentru că profesorii s-ar putea simți atinși. Este gândirea aceasta puțin comunistă că profesorul înseamnă materia, iar asta vreau să zic, am întâlnit profesori minunați care predau cele mai nefolositoare materii, iar unii s-ar putea simți jigniți că vreau să le scot materia din programă, dar sunt câteva materii nefolositoare. În schimb, la liceu, ce se cere la bacalaureat, mi se pare foarte, foarte aiurea. Cu proba de română, eu sunt foarte, să zicem, sunt foarte înverșunat pe proba de română pentru că este una extraordinar de nefolositoare. Eu nu am auzit pe cineva să folosească informațiile pe care le învățăm pentru subiectul 3. Înțeleg nevoia de a ști despre mari clasici, despre autori cunoscuți din literatura noastră, dar să știi cum să comente, să știi ce au zis alții despre operele acelea, să știi aproape în mod mecanic ce să scrii, lucruri care nu te ajută pentru viață. Eu nu am auzit pe cineva să îl fi ajutat că a învățat povestea lui Harapalb în clasa 12-a, comentariu, sau că știe foarte bine caracterizarea lui Ștefan Dar ce ti Gheorghiu s-ar în părea util, de exemplu? Mi Să s-ar spunem că putea. dacă s-ar studia Harapalb în clasa a 12-a, cum ai vedea tu studiată Mi s-ar părea această util poveste? să fie abordat modelul din străinătate, unde dacă ar exista Harapalb în America, el s-ar studia în felul următor. Dragi copii, ce v-a trezit povestea lui Harapalb? Ce a vrut să zică Ion Creangă, dar din perspectiva voastră, cam ce credeți voi că a vrut să spună Ion Creangă? Pentru că atunci când începi tu să te gândești activ la o operă și ce a vrut să zică autorul prin ea, ce a vrut să ilustreze, atunci începi să înveți în adevăratul sens al cuvântului. Pentru că a învăța nu înseamnă a memora, efectiv a reuși să recizi pe de rost un fragment dintr-o operă în care cineva a zis un lucru despre acea operă, nu, înseamnă a trece prin filtrul gândirii tale, iar profesorul, prin discursul lui, să te inspire să-ți pui întrebări la care tot tu ajungi la un moment dat, după ce îți mai pui niște întrebări adiționale, după ce începi să studiezi. Vrei să fii învățat să gândești prin forțe proprii. Exact. Să gândești prin forțe proprii, să analizezi tu pe cont propriu un text. Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.